Este doliu uriaș în lumea muzicii internaționale. Se pare că celebrul chitarist al trupei ABBA, Lasse Wallander, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani. Între anii 1970-1980, cunoscutul chitarist lei Suelander a jucat un rol uriaș în realizarea celor mai importante piese ale formației internaționale ABBA. Și asta nu este tot. Mai mult decât atât, artistul a contribuit la crearea celui mai recent album al trupei. Acesta a fost intitulat drept Voyager și a fost lansat în anul 2021. Leis Wellander a fost și compozitor pentru o serie de melodii de film și televiziune. Printre acestea putem enumera inclusiv partitura pentru filmul suedez Cart, lansat în anul 1992. Cu toate acestea, ultimul său album solo a fost lansat în 2006. Totuși, de-a lungul carierei sale, cunoscutul chitarist de la ABBA a primit o serie de premii unul dintre acestea fiind prestigioasa medalie regală suedeză, numită Literis Artibus în 2010. Dumnezeu să-l odihnească în pace!